Salutare băieți, mie Alex, un episod de FM 22, cariera cu FCSB. Suntem în play-off, după cum bine știți. Și uh, uh, vom juca primele meciuri din playoff astăzi în acest episod. Vom începe cu meciul cu Sepsi, cu Dinamo. Mă voi decide dacă vom juca 3 sau doar 2, dar vom vedea. O să simulăm și meciul cu Sporting Liech în acest episod. Cred că doar 2 vom juca. Să vedem, să vedem cam câte faze vor fi de poartă și cam cât de lung va fi episodul. Uh, și vom vedea dacă jucăm uh, două sau trei meciuri. Uh, ok, deci încep meciul cu Sepsi, jucăm în 6 uh, zile, urmează acum, după aia cu Sporting Day și apoi cu Dinamo în deplasare. Vedem aici că avem, uh, avem 3 meciuri în deplasare consecutiv, cu, în cupă, în playoff cu Dinamo și cu Farul. E, haideți să trecem la treabă, pentru că avem, uh, avem meciuri foarte importante acum în ultima perioadă de jucat. Începe play ul în sfârșit și noi avem avantaj de 6 puncte. Să vă arăt și clasamentul. Ăsta este clasamentul avantaj de 6 puncte în față și farul Constanța, de 7 în față și la Dinamo. Va fi un play destul de greu, cum v-am spus și episodul trecut. Cu Dinamo care a jucat destul de bine în campionat, i-a ajuns pe locul 3 în play-off. cfr -ul care a prins play-off-ul la limită aproape. Sepsis și Craiova, farul era deja cunoscută că va intra în play -off. Și haideți să trecem la meciul cu Sepsi pe care le vom juca acasă. Sepsi echipa de pe locul 5. Și vreau să vă spun că acesta s-ar putea să fie ultimul, ultimul sezon la FCSB. Cred că m-am decis în proporție de 90% să nu mai continu la FCSB, să încercăm alt campionat. Și vom vedea dacă cu același antrenor, cu Maru și Mudica, vom vedea ce oferte vom primi. Sau dacă nu, vom crea alt antrenor, tot român, și vom încerca să aducem pe culmile glorie, glorie, o altă echipă. Și vine și meciul cu Sepsi, pe care vom juca acasă, după cum am spus mai devreme. Vom face echipa, cea mai bună echipă vreau să fie aliniată în acest, acest meci. Cu apărarea care va rămâne neschimbată, mijlocul neschimbat, Stoica Coman Abduahie este foarte bine acest, acest, această echipă făcută. Coman în partea stângă, poate o să intre și o îngenda și uh, poate și popescu. De fapt, o să băgăm pe popescu în locul lui Coman uh, din prima. Și. Uh, nu, stai că te scoatem pe tonase, pentru că este puțin obosit. îl Băgăm pe grau. Ok, cam asta este echipa. Olaru mai avansat puțin. Da, deci cam asta este echipa. Jucăm uh, împotriva vostei echipe al lui Nițui. Sperăm să nu facă vreo prostie și să să ne lase balta aici, e tocmai în playoff dar nu cred. Iată, joacă Nedelcul la ei, am uitat că l-am văzut pe Nedelcul la Sepsi. Deja fază în primul minut, începe meciul, abia, abia meciul și deja e fază. Bine că recuperăm. Haideți mă băieți, haideți băieți, un rezultat pozitiv în seara asta, meciul ăsta. A plecat bine Olaru acolo, Olaru și este 1-0, secunda 30. Secunda 30 este 1-0 pentru FCSB. Începem extraordinar de bine acest meci și văd că și continuăm bine. Recuperăm mingea foarte bine aici, se descurcă jucătorii noștri, Olaru, Grau, ne o bună pasă către Matiu în partea stângă, Matielo. Din nou, ma pasă bună și este penalti, Iani Stoica cade în careu și Ișvan Covacea acordă penalti pentru noi. Și să execute Budescu oare? Execută Budescu care cea mai mult la penaltiuri. Constantin Budescu față în față cu portarul oaspeților. Budescu, gol, cu noroc. A ghicit colțul portarul lui Sepsi, dar înscrie amintul 6, 2 la 0. Am început perfect acest meci. Matielo, din nou în partea stângă, Popescu, Budescu, Olaru, apără Feher cu Abdulahi, pleacă, plecase bine acolo, Hai, mă Budescu deschide ochii, bravo Budescu, și Olaru puțin pe lângă poartă, la fel ca la primul gol, aproape trasă la Indigo această fază, cu faza de la primul gol, dar Olaru ratează, din nou avem mingea, Budescu, mamă ce șu slab, hai Budescu, îți dăm și noi un 3-0, că am avut la ocazii, prea ne jucăm cu ocaziile și 2-0 un scor periculos. De la faza cu de la meciul cu Craiova deja am început să nu mai să nu mai bucur la la avantaje de genul 1 0 2 0 pentru că a zis bine ce s-a întâmplat. Pressing, mă. Am o asta ăsta cu mingea. Nu, Ciunciucov și gol. De v-am spus ce v-am zis. Ce v-am zis? Eram 100% convins că o să facem vreo de asta. Hai, mă, băieți, încă un gol, mă, frate, să stau și liniștit. La 3-1 deja nu mai avem treabă. Hai, Abdullah, dă o în poartă. Dă-o, bă, în poartă, bă, băiatule. Facem schimbări, iese Popescu, intră Coman, iese Grau, intră Tănase și intră și Marici în locul lui Abdullahi. Sper să nu se accenteze vreun jucător, că n-am să nu mai am schimbări. Sau măcar să moară așa, măcar să rămână așa meciul. Nu mai supăra. Hai mă, e gol ăsta. Mamă, aveți grijă. Tănase ușor. Bravo, tată. Ușor. Să nu pierdem, ușor. Bine. Bine, centrare bună, mă rog, tot aia. Bravo, Nedăcearu. Pas în dreapta bine. Centrare bună. Bă, centrare bună, mă, la noi, mă. La două, la noi. Tănase, Coman. Și tu lui Olaru peste. Mamă, da. Da, e bine măcar că s-a terminat așa. Putea marca mult mai multe goluri. Mult mai multe goluri putea marca. Vreo peste 4, cred. Dar măcar am câștigat. Mă rog. Nu prea sunt mulțumit. Da, e. Câștigăm primul meci din play cu Sepsi. 2 la 1 și acum vine meciul cu Sporting Lieș care are aceeași semă ca și Steaua. Domn Talpan, domn Talpan, faceți ceva, vă rog frumos. Ia uitați. Păi la noi ați văzut și la ei, nu? Păi. Mamă, dar ce e cu programul ăsta? Spuneți-mi și vă rog și mie, ce se întâmplă? Jucăm pe 20 și pe 22. Jucătorii mei se mai odihnesc și ei sau? Cred că o să joc cu ei morți. Mamă, ce perfect a venit rezultatul ăsta, egal la fix la fix egal între, între Faru și Dinamo, exact ce ne trebuia. Și ne-am distanțat la 8 puncte față de locul, de locul 2, eram la 6. Foarte bine a venit acest egal, dar mă enervează programul ăsta, adică uitați-vă și voi cum jucăm, 20 22, păi ori ne odihnim, orice facem. Nu -avem, avem loc de nimic, uitați-vă și voi. Hai că să spui că cu tu mai odihnești jucători, bag rezerve. Dar ce fac aici? că nu se pupă nimic, adică uitați-vă o zi distanță între ele, pe bune. Două încolo de treabă. Cine a făcut programul ăsta, am, frate? Și restul zilelor e ta, stăm. Putea măcar să vedem măcar la o zi, la două zile distanță, nu la una. În fine, facem echipa pentru meciul cu Sporting Liege pe care o să-l simulăm. Nu văd de ce nu l-am simulat, până la urmă e o echipă mediocră, spre foarte spre slabă. Liga 3-a, nu cred că o să avem probleme cu ei. Intră Ongenda aici, Gheorghe, Dumitru, nu, Dumitru aici și în față Marici. scoatem jucătorii care așa, Dumiter, ia că asta e, ăștia rămân. Și vom simula acest meci cu sport inglești, revenim după. Câștigăm cu 4 la 0, ne-am făcut meciul mai ușor încă de la pauză, a fost 3-0 la pauză. Dumitru cu o dublă și un asist, Marici cu un gol și un asist și Ongenda cu două asisturi și Tănase cu, asist, uh, cu, un gol. Uh, S-a ascultat bine echipa noastră, nu o să avem probleme pentru retur, dar mă bucură, pentru, mă bucură faptul că Dumitru joacă, joacă foarte bine și l-am băgat și de mai multe ori numai cu aceștia din Liga 3 și a jucat bine și mă, mă încântă. Ei, și la meciul cu Dinamo o să ajungem la Borna 100 în uh, Liga 1. Avem uh, 100 de meciuri de când am început această carieră ca antrenor. Sperăm ca meciul ăsta să fie cu noroc, să nu fie cu ghinion, că e și derby și jucăm în deplasare. Asta e, asta e cel mai greu. E și na surpriză. 1-1. Concordia Chiajna conduce cu 1-0, iar apoi Craiova egalează prin Colici, minutul 75 și s-ar putea să avem o surpriză pentru finala, finala Cupei României, pentru că Concordia o să joace acasă. Și acasă se mai întâmplă niște surprize, zic eu. Nu e rău, dacă picăm cu Chiajna în finală, sigur vom câștiga cupa. Dacă picăm cu Craiova, va fi puțin mai greu. Sperăm să întoarcă, sper, să întoarcă, e 1-1, ce să mai întoarcă, tâmpit ești. Sperăm să, sper să bată Chiajna în retur, că dacă ar bate Chiajna ar fi perfect. Am picat cu ei în finală, direct, cupa scrie pe noi. Dar mai întâi luăm pas cu pas, mai întâi luăm pas cu pas, meciul devine meciul cu Dinamo. Și ce are cu farul, dacă ar bate ce fereu ar fi perfect. Și noi pe Dinamo. Da, mai e mult până acolo. Vom vom băga echipa titulară. Mă enervează că joc chiar la, la, la o, zi distanță și n-am n-am cum să i schimb, frate, că pentru meciul cu faros să fie obosiți toți. Și așa vom juca cu Dinamo. Sper să câștigăm și să bată și CFR-ul și aia a fost. Avem corner și gol! Abdulahi. Marchează în minutul 7 prin centrarea lui Budescu din corner al 20-lea gol a în acest sezon. Un atacant extraordinar de bun. Chiar dacă în unele momente dispare din joc, nu de meciuri, nu, nu dă goluri, dar este un atacant e foarte bun. 20 de goluri în, în sezonul ăsta e foarte bine. Și n-a jucat mai mereu, asta trebuie să se n-a jucat meci de meci totuși este extraordinar. Pleacă aici, nu Ablahi, blachi mamă. Cred că a vrut să dea neapărat intenționat într-un fan de la, de la, Dinamo, că nu, nu văd, nu văd altfel cum ar putea să rateze din poziția aia. Dar Dinamo nu se lasă și are ocazie prin Sorescu, care ajunge în atac, nu știu cum. Pleacă bine aici, Stoica, Stoica blocat. Dar recuperăm bine prin Coman. Matielo, Coman. Budescu la un parte partea dreaptă te Boboc, foarte bine, Boboc, centrare bună, Abdullahi este rol acestei seri, dar nu îi merește cadrul porții. Budescu centrează, din nou Abdullahi, mereu toate de caută abia Abdullahi. Iată, farul deschidea scorul, dar Adi Petrem du 29, la 4 minute, egalează. Asta este o veste foarte bună. 1-1, acolo e perfect. Din nou ocazie ratate noi, parcă vă că iar ratăm ca proști și iar ne gol, exact ce vă ziceam. Bine, bravo, bine Stoica, pleacă Blacky, pleacă mă! Mă rog, tot aia, Coman. Bine Matielo, Olaru, pasă foarte bună Stoica, dă mă la colțul lung mă frate. Avem 1-0 la pauză, dar trebuie să fim atenți pentru că un... avem doar 1-0 și jucăm și în deplasare Dinamo poate scăpa pe oricând pe contraatac. Dar nu cred că mai contează pentru că este penalti și va bate Tănase și va fi gol. Dragos Surcanu dă penalti și Tănase va executa. Hai Tănase cu golul. Și apără Iliev. Nu se poate. Păi da exact când am nevoie de gol atunci se ratează. Facem schimbări. Iese Coman, intră Popescu. Uh, intră și Grau în locul lui uh, Tănase. N-a jucat cine știe și uh, rămâne la hit pe teren Lăvitura liberă pentru Dinamo Ia să vede acum gol Mamă ce am fost Am, am văzut-o poartă S-a mișcat plas și am găsit că e gol Bine că n-a fost Hai uh, să iasă unul mai obosit Să iasă Sianistoi Ca inter Dumitru în partea dreaptă Am încredere în el Dați-o um la poartă unul să încheie meciul Mamă popescul e pe poartă tată iar avem o grămadă de ocazie și nu dăm decât... Aolo, doamne, graule, ce-mi faci, bă, băiatule? Ce-mi faci, bă, băiatule, bă, uitați-vă și voi. Uitați-vă și voi cum facem egal cu Dinamo. Ce ratat. Bă, cât de terminat să fim, o frate, să faci așa ceva. Doamne, și au făcut și egal și ăștia. Dacă băteam acum, ne duceam tare. Bă, nu-i sănătos să sta bă, la cap. Uitați-vă și voi câte, câte ocazii am avut. 25 de șuturi, 11 pe poartă. Ani se ratează penalti. Era, ratăm o grămadă de ocazii și uitați-vă și voi ce-mi face, ce face idiotul ăsta de grau. Doamne ferește, mă. Ce, ce să le mai fac, mă, frate? Ce să le mai fac? Eram sigur frate că așa se întâmplă, 100% convins că așa e mereu, așa e jocul ăsta mereu, dar ce să mai faci mă, ce să mai zic mă frate, ce să mai zic, n-ai ce să mai zici. Acum trebuie să batem pe Farul, neapărat, și să bată Craiova pe dinamo. Dacă, mamă, deci dacă câștigam meciul ăsta ne duceam direct la 10 puncte, eram lejer, dar ce să faci cu așa ceva, cu așa, cu așa specimen ce poți să faci? Și acum trebuie să schimb toată echipa, că sunt toți. Uitați-vă și voi la da, ei. Că campionatul ăsta îmi pune meciul de fix în unul după altul. Facem echipa, grau, nu, nu, vreau să te mai văd. Nu vreau să te mai văd, nu știu ce faci, nu vreau să te mai văd. Intră Popescu, intră mâne Abdullahi pe teren. N-am, n-am niciun, n-am niciun jucător important pe teren. Doar Abdullahi și, și mai era unul. O să fie greu meciul ăsta, pentru că nu avem jucători importanți pe teren. Doar Tănase, cine mai e? Mă rog, nițu portar, Abdullahi, Popescu, câțiva. E pauză, 0 la 0, nu s-a întâmplat absolut nimic. Îl schimbăm pe Gheorghe, că a jucat execrabil, îl băgăm pe Dumitru. Ia în stoi că este foarte obosit, n-aș vrea să-l risc. Tănase slab și el, nu știu ce are Tănase în play-off. Exact când am nevoie mai mare de el, atunci nu, nu face nimic. Hai iau-o, șut! Hai mă, iau-o, frate! Păi ăsta-i gol. Să mor de nu-i gol. mă mir. Au intrat și Olaru și Marici pe teren. Am schimbat puțin. Bine șut, bine Olaru. Hai mă Popescule, mă dă o mă și tu în poartă că erai un la unul cu portarul. Pleacă, mamă, Marici cu pasele tale. Noi dăm, noi dăm Romania, noi dăm. Nu cred, bine Nițui. Retsu Andronache prinde Nițui din nou ocazie pentru farul. Bine, Olaru pleacă, Dumitru, centrare, Marici, era offside, cred. Bine, Romania, bine, Dumitru, hai, fugi, fugi, Dumitru. Bine, șut, Marici, bine, pleacă Popescu, ca și tu în care a mâncat penalti. Marici, pe lângă poartă, greu de acolo. Se termină meciul, este egal. Facem egal cu farul la sare, a fost un meci bun. Și să vedem ce va face și Dinamo cu CFR. Dacă, Dacă nu mai știu sau Craiova cu cine are, nu mai știu. Hai Craiova, bate și voi pe Dinamo. 4-0, da mă, așa. Au, stai e că din Craiova are meci minus. Acum am văzut. Mă rog, măcar i-a scos puțin pe Dinamo din raza de acțiunea noastră. Suntem în continuare la 8 puncte față de locul 2. Facem egal cu farul. Un egal destul de bine venit pentru că țin cont că aveam, aveam, aveam avut rezervele pe teren și cu câțiva titulari, câteva excepții. Totuși am rezistat și în deplasare, eu zic că e un rezultat bun. Mă oftic, frate, că am făcut egal cu Dinamo din greșeala aia, deci greșeala prostească, n-am fost în viața mea așa ceva. Ce făcea Tătărușeamă, ce făcea Vlada, ce a fost asta și cred că le-am trecut pe toate. Băteam acolo 1-0 frumos, pe lângă că am avut o grămadă de șuturi și n-am dat până decât un gol. Facem egal, pierdem două puncte iurea. Eram acum alegeri A, e. Cam atât și cu acest episod, băieți, în episodul viitor vom juca meciul cu Craiova. Uh, meci foarte important. Uh, cu Sepsi, din nou cu Sepsi și în, uh, tot în play cu CFR. Vom simula și meciul cu Liești. Iar apoi, în ultimul episod, cred că vom... Uh, cred că în al, nu în episodul următor, cred că în celălalt vom termina sezonul, cred, adică sper, deși o să fie puțin cam lung, o să, vede o să, vedem ce vom face. Cam atât și cu acest episod, băieți, sper că la a și și ne vedem la viitoare. Pa, pa!